Rețeta de astăzi este o variantă de baclava rulată, foarte rapidă, mult mai ușoară decât cea clasică. La noi se numește sarailie. Pentru a vă ieși o baclava crocantă și delicioasă, există o serie de secrete și am să vi le spun pe toate. Ingredientele necesare sunt 200 de grame de unt, minim 80% grăsime, aproximativ 200 de grame de nucă, 6-7 foi de plăcintă, 250 de grame de zahăr, 150 de grame de apă, lime sau lămâie, din care o să folosim doar două feliuțe, un baton mic de scorțișoară, opțional 50 de grame de fistic pentru decor. Mai întâi topim untul. Eu l-am pus un minut la microunde și îl lăsăm deoparte ca să se separe bine grăsimea de lichid. Între timp ne ocupăm de nucă. Eu întotdeauna cumpăr nucă vrac din piață pentru că pot să o gust și mă asigur că nu e rânceadă. Plus că este mult mai ieftină decât în supermarket. După ce am ales-o bine de coj, o punem într-un robot de bucătărie ca să o mărunțim. Cam 30 de secunde sunt suficiente pentru că nu vrem să facem nuca praf, ci să rămână mai mare ca să o simțim când o mâncăm. Până acum untul s-a separat. Începem să turnăm partea uleioasă din unt într-un recipient metalic, pentru că o să avem nevoie să-l încălzim mai târziu. Avem mare grijă ca partea albă să rămână în cană. Asta este primul secret. Partea asta conține apă și solide din lapte și nu le vrem. Apa face baclavaua umedă, iar solidele din lapte se ard în cuptor și fac baclavaua să arate pistruiată. Luăm o tavă metalică de 20x25 de cm și o ungem cu unt. Următoarea etapă este formarea baclavalei. Pentru asta avem nevoie de un bețișor lung. Eu folosesc partea metalică de la o frigăruie, dar o andrea lungă merge la fel de bine. Dacă nu aveți așa ceva, merg și două frigărui de lemn puse așa. Se poate folosi și o vergea dintre asta mai groasă, dar lasă un gol în sarailie și o face mai fragilă. Pentru baclavaua mea voi folosi foi normale de plăcintă. Le țin sub prosop umed ca să nu se usuce. Există de cumpărat la magazinele turcești și foi speciale pentru baclava. Acestea sunt mai subțiri și mai fine decât foile de plăcintă, dar asta înseamnă și că sunt mai casante. Ele se fărâmițează foarte ușor și nu pot fi încrețite. Pe astea o să le păstrez pentru baclavaua tradițională tăiată pătrate. Pentru un rulou de sarailie folosiți câte o foaie de plăcintă odată. Eu acum voi folosi câte două pentru că am nimerit unele foarte ciuruite. Acum secretul numărul 2. Este contraindicat să pensulați bine fiecare foaie cu unt. O stropiți doar și nu mult, puțin. Vă explic imediat de ce. Împrăștiem o mână de nuci, cam 25 de grame, pe 2 treimi din foaie. Luăm vergeaua improvizată. Rulăm foaia pe ea. Nu vă chinuiți să rulați strâns. În rulou trebuie să rămână aer ca să fie crocant. Dacă ungeați toată foaia cu unt, straturile se lipeau unele de altele și nu mai lăsa aer înăuntru. Acum împingem capetele ruloului către mijloc ca să încrețim sarailia. Scoatem vergeaua și o punem în tavă. Și tot așa. Acum baclavaua se poate tăia în bucăți. Eu o să o las așa ca să vă arăt cum o tăiați și după copt. Acum încălzim untul care ne-a rămas pe la vreo 65 de grade, adică fierbinte, dar nu fiert. Dacă se formează cumva spumă, o îndepărtați. Apoi turnăm untul fierbinte peste baclava.
În acest fel, el o să fie absorbit foarte bine și fără să migălim cu pensula fiecare foaie în parte. Așa că rețineți secretul numărul 2, stropiți cu unt, nu pensulați. Secretul numărul 3 este coacerea baclavalei. Este important să coacem timp îndelungat, la temperatură mică, ca să se evapore toată umiditatea și să fie crocantă și la mijloc, nu numai la suprafață. Eu am copt-o o oră și 30 de minute la 165 de grade Celsius. În funcție de cuptor, poate dura mai mult sau mai puțin, așa că trebuie stat cu ochii pe ele. Când baclavaua e aproape gata, pregătim siropul. Aici am un secret propriu și personal care face o mare, mare diferență la gust. Luăm 4 linguri cu vârf din cantitatea de zahăr și le punem pe foc să se caramelizeze. Amestecăm continuu ca să nu se ardă. Când zahărul e caramelizat, hop cu toată apa peste el. Fierbem un minut, cam atât durează să se dizolve caramelul. Apoi punem restul de zahăr, scorțișoara și două felii întregi de lime sau lămâie. Mai fierbem încă un minut sau până ce siropul este clar. Siropul făcut astfel este mult mai gustos, fără să simțim distinct aroma de caramel și nici nu pare la fel de dulce când îl punem peste baclava. Imediat ce scoatem baclavaua din cuptor, fără să o lăsăm să se răcească, turnăm siropul proaspăt făcut peste ea. Da, exact așa cum ați auzit. Sirop fierbinte peste baclava fierbinte, pentru că așa se absoarbe cel mai bine și cel mai repede. Cineva mi-a spus că siropul trebuie neapărat să fie rece, pentru că altfel, citez, distrugem crocanțimea. Asta pur și simplu nu este adevărat. Căldura nu poate distruge crocanțimea, doar umiditatea în exces, adică un sirop cu un procent mare de apă și noi nu avem așa ceva. Acum desertul nostru are nevoie de odihnă, 1-2 ore. Dacă nu ați tăiat baclavaua înainte de a o băga la cuptor, se poate tăia acum. Eu folosesc o gripcă metalică și sarailia se taie frumos, curat, spre deosebire de baclavaua pătrate. Dar e mai bine să o tăiați înainte pentru că absorbe mai repede unt și sirop. Așa arată minunăția. Dragii mei, ce să vă mai spun? Vă mulțumesc din suflet că vă abonați din ce în ce mai mulți la canalul meu. Nu uitați că mă puteți întreba orice vi se pare neclar și o să vă răspund cât mai curând posibil și spuneți-mi ce rețete ați dori să mai vedeți la mine. O săptămână frumoasă vă doresc și numai bine!